Ultimul meu campionat european, am spus-o cumva încă dinainte să plec în Macedonia. Nu s-a încheiat așa cum mi-aș fi dorit, dar simt că e cumva nedrept locul 12. Am fost aproape în unele meciuri importante și dacă am fi luat puncte acolo, alta era istoria. Din păcate nu mai putem să schimbăm nimic. Rămânem cu locul 12, dar cu un sentiment că am fi meritat mai mult și că am fi putut mai bine. Cum apreciezi declarația domnului președinte Dinu, care a spus că s-au dat mai multe greșeli în favoarea echipei naționale a României decât în favoarea la Muntenegrului? O apreciez ca pe o declarație care nu este în sentimentul echipei, pentru că voi știți foarte bine ce am declarat noi jucătoarele după partida cu Muntenegru, dar este opinia dânsului și trebuie să-l întrebați mai multe pe el. Ați vrut să și protestați? Nu ar fi suferit naționala din punctul acesta de vedere? Ar fi fost suspendată cel puțin un an de zile? Ați făcut-o la vestiar? Veți continua să protestați? Nu avem cu unde să mai protestăm, pentru că pentru noi s-a terminat campionatul european, urmează meciul la echipele de club. Da, ne-am fi dorit, pentru că a fost munca noastră și am simțit pe teren că a fost nedrept. Însă, din păcate așa e la noi, prea multe nu putem schimba și trebuie să mergem înainte. Pe plan individual ești nominalizată la All-Star Team, ai depășit Borna de 300 de goluri și ai devenit cea mai bună marcatoare din istorie. Ce înseamnă pentru tine aceste cifre și aceste... Sunt mândră să fiu practic prima jucătoare care a ajuns să înscrie acest număr de goluri. Sunt mândră și să fiu nominalizată la echipa turneului. Înseamnă că munca mea este din nou răsplătită. Au trecut ani și peste mine și totuși uite că reușesc să joc în continuare la cel mai înalt nivel. Chiar dacă locul ocupat cu echipa nu mă face fericită, performanța mea individuală consider că a fost bună spre foarte bună la acest turneu. Ai simțit susținerea de acasă, din România? Cu siguranță și susținerea de acasă și mai ales a celor care au fost în tribune alături de noi în Macedonia și pe această cale vreau să le mulțumesc, pentru că probabil și pentru ei a fost destul de greu să facă această deplasare, nu știu, cazarea, masa, biletele la meci și le mulțumim din suflet că au fost alături de noi, în multe momente ne-am simțit ca acasă. Consider că arbitrele au o problemă cu echipa națională a României în anumite momente, când echipa joacă bine, nu știu, încearcă să ne faulteze de acolo din teren, chiar arbitrele? Nu știu, habar n-am și nu vreau să cred că este o conspirație împotriva echipei României. A fost o conjunctură. Muntenegru avea nevoie mare de această victorie, dar nu cred că se fac conspirații împotriva echipei României. Dar ai considerat sincer printre cele mai nedrepte sau poate chiar cel mai nedrept arbitraj din ce ai văzut și ce ai trăit în cariera ta? La fel de nedrept a fost și arbitrajul celor două daneze anul trecut la turneul preolimpic în meciul împotriva Norvegiei. Am trecut și peste acel moment, o să trecem și peste ăsta, dar dacă nu încercăm să schimbăm ceva, probabil că se va mai întâmpla lucrul acesta și în anii următori. Cum arată echipa României, ca să zic așa, new generation, noua generație a echipei României la handball? Deocamdată consider că în mare parte am jucat cu jucătoarele cu experiență care au fost în ultimii ani la echipa națională și cred că am făcut-o bine. O să vedem pe viitor, probabil că va rămâne același nucleu de jucătoare și pentru campionatul mondial, după care nu știu ce se va întâmpla. Eu îmi doresc să fiu sănătoasă, să pot să particip la campionatul mondial și dacă dă Dumnezeu să merg la turneu preolimpic și să mă calific la jocurile olimpice, ar fi fantastic. Așa ar trebui să-ți închei cariera cu o calificare la olimpiadă? Da, mi-aș dori din tot sufletul să-mi închei cel puțin cariera la echipa națională cu o calificare la jocurile olimpice. Înțeleg totuși că în urma meciului din Macedonia, România a contestat scorul. Cum comentezi asta? Nu am ce să comentez, pentru că scorul a rămas același, Muntenegru a câștigat meciul, noi am meci pe locul 12, suntem acasă, în vreme ce Muntenegru este la Ljubljana și joacă mâine semifinale. Crezi că dacă s-ar fi mers mai departe un protest mai amplu din partea federației, ar fi afectat echipele românești în Champions League? Habar nu am, nu știu dacă
s-a mers mai departe, dacă o să se meargă mai departe cu un protest și dacă nu, atunci nu o să aflăm niciodată dacă ne-a afectat sau nu. Dar sincer, ai fi vrut să se facă mai mult pentru voi? Sincer, îmi doresc să se facă mai mult și să se facă mai mult și în continuare pentru a nu mai trece prin astfel de situații, așa cum am trecut anul trecut, am trecut și în acest an și probabil că o să mai urmeze și alte situații dacă nu o să se schimbe ceva.